La sfârșitul anului trecut, primarul municipiului Câmpul Lung Moldovenesc, Gabriel Șerban, a devenit vedetă, după ce presa a aflat faptul că acesta a dat în judecată o pensionare din localitate și îi solicita daune de 400.000 de lei. Motivul invocat de primar era acela că, din cauza plângerilor penale depuse pe numele lui, a ajuns în imposibilitatea de a procrea. Primarul Șerban nu s-a prezentat la procesul programat pentru joi. În schimb, acesta a depus o declarație autentificată la notariat, prin care a renunțat la proces. M-am prezentat și am cerut cauza pentru ca să-mi spun cer termen pentru apărare. Până încolo îmi spune că s-a depus declarație și că își retrage domnul primar plângerea formulată. Numai că prea târziu s-a gândit la treaba asta, după ce s-a făcut de râs. Deci eu nu i-am afectat eu imaginea nici fizică, nici intelectuală, nici profesională, și tocmai din contra el singur.